Doamnelor și domnilor, în studioul nostru, colonelul Boieru, cel care a condus plutonul de execuție și care mărturisește că în urma cartușelor, gloanțelor pe care domnia sa le-a executat împotriva lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu, acelea au fost cele care le-au pus capăt vieții. Noi spuneam înainte de pauză să începem cu ziua de 25, dar dumneavoastră pe această pauză ne-a spus e de asemenea poate mai interesant ce s-a întâmplat din 17. Haideți să vedem ce s-a întâmplat din 17 și apoi vom ajunge la ziua execuției. Deci pe 17 ați ajuns la unitate. Că vă de 17 seara am ajuns în unitate. Pe data de 18, secretarul de partid a primit ordin de la șalonul lui superior ca unitatea să se adune și noi să dăm un vot de încredere că s-au luat măsuri la Timișoara și teroriștii sau cei erau numiți acolo, cei care, huliganii, că nu suntem de acord cu ce fac huliganii la Timișoara. A avut loc această adunare, totul a picat pe un coleg al meu ca să citească acea hârtie, după care s-a terminat și fiecare și-a dus la locul de muncă. Pe data de 21, forțele luptătoare din unitatea de la Boteni pleacă în București. Misiunea inițială a fost să-l apere pe Nicolae Ceaușescu. Ulterior, misiunea s-a schimbat pentru că pe 22 Ceaușescu a plecat. De ce s-a schimbat? Pentru că pe data de 22 se dă la televizor că generalul Milea s-a sinucis. Minciună. Generalul Milea a fost ucis. De ce? Pentru că pe data de 21, și acest lucru nu se știe, sau știu foarte puțini, Milea a dat ordin ca armata să se retragă în cazărmi. Armata care era, fusese deja o forță de represiune. Lucru urât. Armata adică nu armata a tras. Armata atunci. A tras. Armata a tras. Până atunci. Până atunci, da. Da. Armata deci armata a fost folosită ca forță de represiune. Așa este. Armata, asta știm și noi e o de problemă la... aici. Aceea e o problemă a legilor care existau atunci. Noi aveam în jurământul militar să ne apărăm țara, poporul și comandantul suprem, care era Nicolae Ceaușescu. Dar totuși, ordinele generalelor nu trebuia să spună că armata să intervină la ce se întâmpla în țară. De asemenea, în acele nopți eu am ascultat Europa Liberă și am fost oripilat de ce s-a întâmplat la Timișoara. Adică auzi, comenzi, trage, țipete de copii, de femei, de oameni. Și tot atunci am aflat de acea cifră care a fost pusă și la proces, deci la Europa Liberă, de 60.000 de morți la Timișoara. Pe data de 22, când Milea s-a anunțat la televizor că Milea, la ora 10 parcă, s-a sinucis, să știți că armata a trecut de partea populației, de partea poporului. Ca să nu spun revoluție, când într-adevăr a fost prima dată o lovitură de stat. Vă spun asta pentru că de la pistă, de unde eram eu, unde lucram eu, toți maestrii militari, piloții, că era și o unitate de elicoptere acolo, au plecat spre comandament să demonstreze de ce l-au pușcat pe Milea. De aia am zis că armata a trecut de partea poporului. Dar cei care au plecat de la Boteni către București cu ordin clar să-l apere pe Nicolae Ceaușescu, au ajuns la București? Da, au ajuns în seara lui 21 spre 22. Și nu ați fost la această perioadă? Erați în cazarmă? Deci eu am rămas în cazarmă. Aveam o funcție care nu eram luptător, eram comandant baterie cadre și aveam prin cumul o funcție de administrator al materialelor tehnice de sant. Bun. Ce urmează? Deci pe data de 25 dimineața v-am zis că am fost adunați și comandantul unității a anunțat că are nevoie de 8 voluntari pentru o misiune deosebită, fără să ne spună în ce costă misiunea sau despre ce. 8 voluntari. Am ieșit 3 ofițeri și mai mulți suboficeri. Din aceea... Pauză. Deci 25. Revoluția, mă rog, izbândise. Dictatorul fugise, se constituise, mă rog, acolo se încropise măcar o idee de nouă putere, de, nu? Consiliul Frontului Salvării Naționale. Pe 23 deja aveam primii morți la televiziune. Da, 8-5. Exact. Dar noi acum suntem pe data de 25. Și pe data de 25, în acest context, vine comandantul și spune am nevoie de niște voluntari pentru o misiune specială. Deosebită. Și n-ați știut despre ce e vorba și v-ați oferit voluntar. Deci e 3 ofițeri și mai mulți subofițeri. Din cei 3 ofițeri, eu am fost ales. 2 nu erau compatibili, unul fiind șef serviciu ATAM, răspundea de muniție și muniție treia trimisă tot timpul la București, iar celălalt nu avea arma.
și îți lăsase arma unde lucrase noaptea. Noaptea noi păzeam cazarma. Și, muniția de ce trebuia trimisă la București? Pentru că la București se trăgea, se lupta. Deci paraștiștii aveau nevoie. Deci... Bun, și sunteți ales e o problemă iar aici, trebuie să vedeți, sunt multe probleme. Da. Unitățile de parașutiști au fost singurele unități care au primit ordin din anul 1987 să nu mai participe la munci agricole. Deci, militarii, erau militari în termen, executaseră prima ședință de tragere. Celelalte trupe, pentru că trimiseseră oamenii la agricultură, la munci agricole, da. Soldații nu făcuseră nicio ședință de tragere. Asta urma să vă întreb. Asta urma să vă întreb. Da. Dacă cei din plutonul de execuție mai trăseseră în viața lor cu armă. Cei care au fost în plutonul de execuție și cei care au fost cu mine erau subofițeri. Nu erau militari în termen. Și atunci mai trăseseră. Deci subofițerii sunt o categorie militară, adică de la sergent major până la plutonar ajutant la vremea respectivă. Acum s-au schimbat gradele. Deci ei făcuseră o școală. Da. Deci făcuseră o școală. Mulți dintre ei făcuseră, aveau chiar și liceu. Mulți dintre ei. Domnule colonel, sunteți selectat dumneavoastră? Și câți alți și subofițeri? 7 subofițeri. 7 subofițeri. Când aflați care era de fapt misiunea? Misiunea a fost lungă, în sensul în care ne-am îmbarcat în 2 elicoptere și am plecat spre București. În aer 4 elicoptere ne-au făcut asigurarea de luptă. Am aterizat pe stadionul Steaua, un teren de fotbal adiacent stadionului principal, unde se făcea probabil la antrenamente și aici a venit generalul Stănculescu cu niște civili și un locotenent major de infanterie care era aghiotantul îmbrăcat militar. Ne-a adunat, eu i-am dat raportul. I-am adunat generalul pe 7 și i-am dat raportul, că așa se făcea, era generalul Stănculescu. Deci știam cine este, nu mă întâlnisem, nu știam cum arată, dar știam ce funcție are. Era șeful zăsării armate, era al patrulea om ca putere în armată. I-am dat raportul și a zis că parașutiștii sunt cei mai tari care i-a văzut el în perioada asta. Și după care a luat piloții și s-au uitat pe hartă și au stabilit. Unde mergem? Ne-am deplasat cu elicopterele și am ajuns în unitatea de la Târgoviște. V-a spus ceva în generalul Stănculescu pe acel stadion? Ce urmează? Unde mergeți? Nu. Nimic. Nu. Deci mi se pare fabulos. Deci mai întâi v-a adus la București. Da. Și după aia... I-am preluat completul de judecată. A, ați preluat completul de judecată. Da. Dar știați că sunt complet de judecată? Nu. Păi de asta e teama, că nu știam cine sunt. Doar unul era ofițer și ăsta era aghiotantul. A, civilii erau... Iau toți îmbrăcați civil. Completul de judecată, de fapt. Și ați mers în elicopter cu ei sau separat? Deci au fost 2 elicoptere. Au fost împărțiți într-un elicopter și în celălalt. A, trebuie să recunosc că îl știam de la televizor pe Gelu Vâlcain Văculescu. În sensul că îl văzusem la televizor. Atât. La revoluție, ca revoluționar. Ca revoluționar. Deci aș minți să spun că nu știam că ăla Gelu Vâlcain Văculescu. Și vă urcați în elicopter. Cu cine sunteți în elicopter? Deci elicopterul a fost cu Stănculescu, Gelu Vâlcain Văculescu, Măgureanu, deci personalitățile mai mari. Ok. Și ne-am deplasat în elicopter se vorbește ceva interesant? Cât ne-am dus, nu. La întoarcere a fost ceva interesant. Cât ne-am dus, nu s-a vorbit nimic. Cât a durat era zborul? Era liniște. Zborul a durat foarte puțin, deci în jur de o oră, să zicem. Puțin. Când ne-am dus spre Ploiești și la Ploiești am făcut imediat stânga spre Târgoviște. Când ați văzut că merge spre Târgoviște, v-ați prins? Eu m-am prins că merg la Târgoviște. Pentru că soția e din zonă și am recunoscut... Și știați că e Ceaușescu la Târgoviște? Nu. Nu. Ajuns la Târgoviște, ce se întâmplă acolo? În momentul când am ajuns la Târgoviște și am aterizat pe terenul de instrucție al acelei unități, s-a apropiat de noi un transportor cu un ofițer pe mitraliera de pe transportor. Atunci, sincer, am simțit că îmi bate inima. Zic, și... Deci era un ofițer la mitraliera de pe transportor. Și transportorul a venit foarte amenințător spre elicopterele aterizate. Generalul Stănculescu a spus nu coboare nimeni, cobor doar eu. A coborât. Din transportor a coborât comandantul acelei unități, actualmente generalul Chemenici, atunci colonelul Chemenici. Au stat de vorbă o discuție nu normală. O discuție nu normală. Păi am aflat o discuție animată? Da, destul de animată, în sensul că Chemenici spera că venim să-i luăm și să-i ducem la București și când i s-a spus că ei sunt în transportor, bine, nu știam că sunt în transportor, da seama, de asta a fost mai animată discuția. Deci ei erau în acel transportor? Erau în acel transportor, da. Dar nu știam, noi n-am știut treaba. Bun, și ce urmează? Ne-a dat ordine să coborâm doar noi parașutiștii și ne-a spus, mi-a comunicat mie... Capitane, vezi că eu n-am încredere în nimeni din această unitate, ia măsuri cu militarii care ai să faci siguranța unității.
Am făcut, bineînțeles, că dar era un ordin absurd. Nu puteai cu 7 oameni să aperi o cazarmă mare de un hectar, să zicem. Nu știu dacă mă înțelegeți. Ați înțeles o clipă de cine era, de fapt, frică lui Stănculescu? Adică erau niște măsuri. Se dau jos întâi parașutiștii. Se, de fapt, prima dată el jos, vorbește cu Chemeni. Și după care dă jos parașutiștii. Vă spune că n-are încredere nimeni. De cine era frică, de fapt, lui Stănculescu? Deci eu ce am înțeles atunci? Eu am înțeles atunci că Stănculescu este cel care organizează și răspunde de tot ce se va întâmpla în continuare. El era șeful sau voi? Asta ați înțeles atunci. Dar acum? Tot el. El a fost organizatorul și șeful. Ceilalți care erau supervizorii. Cum a spus și Lucescu. În sensul că Măgureanu, am constatat și eu că mi-a soptit unul din subordonați, vezi că ăla civilul are pistol. Era înarmat. Măgureanu avea pistol? Da. Deci Lucescu nu știe treaba asta. Da, avea pistol. Era înarmat. Voica nu avea pistol? Nu. Stănculescu, desigur că avea. Nu. Avea ghiotant. Da. Nu. Cum erau atunci uniformele, mi-aduc aminte că... Cachii aveau ei. Cachii, dar era și centura aia, n-avea și centura deci, la care avea Stănculescu armă? N-a avut niciodată pe el armă. N-a avut niciodată? Nu, nu. Sau cel puțin la vedere? Nu, n-a avut armă, sigur vă spun eu. Totuși, dacă era frică, adică n-avea armă, aici e totuși un ceva absurd. De ce era frică? Nu știu ce să vă spun. A trebuit întrebat de mort. Nu, sincer, nu știu de ce. Deci el a spus că nu are încredere, nu că era frică. Nu are încredere în cei din unitate.